Păi? Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exercițiu de clasă în fel. Așa, mă. Tema. Pentru acasă. Clasa întâi. La țară ai fost? A fost, nu? Da, da. Da. La bunici, nu? La bunici. Bun. Mario, deci la manșă, cum spune fratele tău, deci te afli la manșă și spune așa, în curtea bunicilor, da, când ai fost acolo în țară, s-aflau 43 de păsări. 43 păsări. Găini și iepuri. E bine că e și iepuri? Da, ți-i ușor. Bă, e bun că e și iepuri? Da. Dar și iepuri sunt păsări. Nu-i bine. Găini și iepuri. Nu, iepuri, frate. Iepuri nu sunt găini. Da? Nu sunt păsări. Găini și rațe. 43. Găini cu 11 mai mult. Găini cu 11 mai mult decât rațele. Deci găinile sunt 11 mai mult decât rațele. Câte găini și câte rațe sunt? Deci câte găini, iată întrebarea, câte găini și câte rațe? Câte găini și câte rațe sunt de multe? Deci în total sunt 43 de păsări. În total. Găinii sunt cu 11 mai mult. Găinii sunt mai mult, da? Și întrebarea este câte găini și câte rațe sunt în curte? 99 de găini. Cum ai făcut? 90. Deci zice 9, n-am văzut niciun 9 pe aici. În total, la un loc. Deci total. Deci la un loc și găini și rațe sunt 43, atât. Da. Cred că trebuie să fie mai puține găini. Adică trebuie în față de 43. Că nu sunt numai găini, nici nu sunt mai rațe. Da. Sunt găinile 11 mai mult. Să zici 20, da? Da. 20 de cine? De? De găini. 20 de găini. 20 găini. Așa presupui tu, da? Da. Și rațe câte sunt atunci? Dacă sunt 11 mai puțin. Scădem din 20 ca să aflăm rațele. Da. Deci din 20. 20 scădem pe? 23. Mai scădem pe 11. Păi când, dar ele sunt găini cu 11 mai mult. Găini sunt cu 11 mai mult decât rații. Înseamnă că rații sunt mai puțin cu 11. Deci de 20 scădem 11 și când de rău? 9 rații. Mă, dar în total cât trebuie să dea? 43. Total, acum cât mai dea 9? Vreau să adunăm. Adunăm 20 plus 9. 20 plus 9 egal cu 29. Bun, mă, dar... Trebuia să adunăm 20 cu 11. Păi, dar de ce, mă, că zice găinile sunt 11 mai mult decât rații? Și tu ai plecat cu 11, 20 de găini? Și rațele, dacă rațele
Dacă găinii sunt 11 mai mult, rații sunt 11 mai puțin. Și ar trebui să scadă. Noi nu pe nevoie scădem să le adunăm. Găinii sunt mai mult cu 11. Cred că ne-ai încălcat cu destul de greu, mă. Hai să trecăm cu rațiile mai degrabă. Dă-o tu un număr de rație. Și la găini punem 11 în plus. Și până la adunăm, să vedem cine este. 30. Cât? 30? 20? De cine? De rație. Rație. 30. Presupune că sunt 32 rațe, da? Și atunci găinile sunt 11 mai puțin. Da. Deci la găini, ca să zic. Domnul profesor, 32 plus 11? Păi, dacă rațele sunt atâtea, găinile fiindcă sunt cu atâtea mai mult, ca să aflu găinile, nu trebuie să aduc 11. Da. Ele sunt cu atât mai plus, mai multe. Da? Da? Deci ce fac acum? Da. Pentru găini, 32. Era 43. 32 și cu 11, egal cu 43. 43 ce? Rații. Găini. Găini, găini, găini. Găini, mă, că ele sunt cu 11 plus. Dar acum trebuie totalul. Adică trebuie să avem rații și găini. Total de rații. Total. Totalul, adică... 32 de rații. Trebuie să avem rațiile. A, 32. Plus 43. 75. 75. În total, 75 de păsări. Am depășit, mă, trebuia să fie. Iar am luat prea multe, 32 de rații. Gândește tu la un număr de rații mai mic. Un număr de rații mai mic. 19. Deci presupun că sunt 19 rase. 19 plus 11. Acum, pentru că ei facem 19 plus 11, cât are? 19 plus 11, 30. Fac 30. 30 de găini. În total, am mai emoțiile mari. Plus? 30 cu 19. Mă adunăm găinile și rațele la vreo. 19 plus 30. Cât face? 49. 49 am depășit, care e mai mare decât 43. Cât se iau acum rații? Nu au fost bun numărul de rații. Tot mă duce sus. Dă număr de rații așa mai... Mai mare sau mai mic să dai? Mai mic. Mai mic. Foarte tare. 17. 17, da. Presupune că sunt 17 rații. 17 plus... Așa, ca să aflăm găinile. Deja știu. Mi-a dat rezultatele. Da? Pentru că am făcut poate... Nu am scăzut până la fel. Deci, avem grijă să vedem proba, nu? Acum să vedem dacă merge. 17 cu 11? 17 cu 8. 8. Și 1 cu 1, 2. 2. 28 de găini. Da. Acum totalul, am emoții mari acum. Să adun pe 17 rațele. Plus 28 de găini. Ia să vedem mai fac. Ce? Iese. Iese? Ia să vedem. 8 plus 7. Da. 8 plus 7. Zici, prietene, îți dau de la mine, zici, 7, îi dă 2. 5. Așa. Și o să... Ce vreau să spun? Că nu o să ne dea 43.
Și mi-a dat 45, da? Da. Wow! Foarte aproape suntem! Foarte aproape! 43-45! Așteptați! 15! Mergi cu 15, da? Da, cu 15. Ia să mergem, mă. Presupune că sunt 15 rațe. 97. Și atunci? Am 15 plus 11, egal cu 27. Nu, 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 15 plus 11 nu fac 27, 26, mă. De ce mă păcălești? 26. Și acum adunăm, vezi, și totalul, 15 plus 26. Păi suntem 43 la mijloc între... Data trecută am dat 45 și acum 41. Suntem foarte aproape, poate ați crezut cam mult rațele. Trebuie să dăm un număr dintre ele două. Între 15 și 17? Da. Care ar fi între 15 și 17? 14. Între 15 și 17? Între 15 și 17? 16. 16! Ia să vedem, avem... șansa, cred că acum. Deci, presupunem că sunt... Presupunem că sunt... Nu m-am apucat de probleme. Tu te-ai apucat de probleme. M-ai lăsat așa în drum aici. Presupunem că sunt 16 rațe. Și atunci, găini vor fi 16 plus 11. Plus? 16 plus 11 fac 27, zic, nu? Total? Total? 43! 43! Am de baftă, am reușit! Deci vine 16 plus 27 fac 43. Asta era! 16 rațe și 27 găini. Că total aici. Răspunsul corect, dar acum ce? Dar am muncit, mă. Mă, ce bucură suntem. N-am cedat. Nu. Deci ne-am bătut pe problema asta până când am dat de capătul ei. Hai să vedem de la început. Când ai zis tu 20... Ce ai zis tu la un moment dat? 32 de rață, da? Era prea mult. Mult. S-a dus mult și la 70 de păstă, a fost mult. Te dai seama și ai zis, mă, ai puține rață, ați spune. 19. Și tot a depășit 49. Și te-a dus, ai sărit la 19, la 17. Și tot s-a apropiat de 43, dar tot mare era, cu două. Și atunci ai scăzut prea dur. Că dacă tot erai de la 17 și scădeai la 16, greu, mai munceam noi. Deci, erai foarte aproape. Dar tu ai văzut două ori și ai gândit să-ți scazi două de aici. Așa este? Te-am prins. Deci el 17, 15 dau 2 ca să mă duc la 45, la 43. Da, eu fost o păcăreală acolo. Așa. Nu se respectă asta. De diferența de aici nu se respectă în total. O să vedem de ce. Da, mie mi-a făcut problema. Foarte tare, foarte tare. Deci problema foarte frumoasă. Pentru că tu ai avut inițiativă și ai zis, dacă ar fi ăsta, dacă ar fi ăsta, cum aș face? Știi ce aș făcut eu? Ce? Uite așa aș făcut. Presupun că ar fi fost atât. Rație. Da. Rație. A scris rate. Rate, da. Rație, da? Și găinile sunt cu câte plus? 11. 11 plus. Față de cine? De rație, da? De rație. Și în total câte sunt ele la loc așa? 43. Bă, ce șmecherie te învăț acum? Nu spun la nimeni. Nimeni nu o să știe ce se spune. Da. Cine o să știe? Vizitatorii. Toți? Care se uită. Și ce trebuie să facă acum, urgent? Trebuie să aboneze. Să aboneze, mă, și să dea like și share și să zice... Trebuie să vină la profonline.
Sigur că mai este. E foarte important. Fii atent ce fac acum. Din 43, scad surplusul ăsta. Deci din 43, scad surplusul. 11. Și cât îmi dă? Face 3 minus 1, 2, 4, scăzut 1, 32. Și acum sunt egale rațele cu câștile. Cu rațele și cu găinile. Sunt egale. Și 32 îmi împarte în două. Și 30 plus 2. Deci 30. 30. Plus 2. Și împărțim tot în două. Ia să vedem la împărțirea asta în două. Cam cât crezi că o face? Pe 30, dacă în față două grămezi, în două părți. 30. În față. Jumătate și jumătate. 30 plus 30. Nu, el 30 în față 2. Hai să ne gândim așa. Dacă 20 în față 2, în 2, cât e din la fiecare parte? Ai o grămadă de 20 din mine. Da. Și în față 2, cât e din una și cât e la altă? 10. 10 și 10. Corect. Dacă ar fi 10, când în față 2, cât face? 10. 10 când în față 2, cât e o grămadă? 10 și 0. Nu, 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 că faci din părți egale. Cât e într-una și din cealaltă? 5, 5. 5, 5. Sigur că da. De 10 părți la 2 fac 5. Hai să spun pe 30. Chiar de ce spun? 12. 30 plus 2 egal cu 20 plus 10 și plus 2. E bine? Că 20 plus 10 fac 30 și 2, 32. Bine? Da. 30. Și acum împărțim fiecare în doi, în două. Da. Când îl împărțim din 20 la 2, cât vine? 20 la 2. Da. 10 și 10. 10 și 10. Deci o 10. Da. Grupa de o 10. Pe ăsta când îl împart la 2, pe 10? 5 și 5. 5 și 5. Deci un 5 mă interesează. Și când îl împart și pe 2 ăsta la 2? 1 și 1. 1 și 1. Deci o grămadă cât va fi acum? Un 10, un 5 și un 1. Da, bună. Și cât face? 10 și cu 5 și cu 1? 10 plus 15. Și cu 1? 16. Deci unul singur are, rațele sunt de 16. Când o dat nouă? Rațe cât am dat? Când ai și problema, câte rațe? 16. Și găinile cu cât? 11 plus. La 16 adunăm 11 și ne dă 27. Foarte tare problema. Hai să mai vedem o dată. Ce tare a fost. Deci nu ne-am închipat cum facem o problemă de asta. Voi ați făcut-o. Da, eu am făcut-o, așa este. Vinovat sunt eu, nu? Da. Deci, fii atent aici. Este atât de tare în chestia asta, că tu nu ești, nu vrei să intri lângă mine. Că nu e problemă. Da, eu am făcut-o, i-am propus-o. Da? Eu am propus-o și tu ai încercat să o faci, am luat-o pe încercări și a fost o chestie extraordinară și ai simțit că am unde să ne ducem cu numărul de rațe și ai ajuns la momentul acesta când ai zis 16. Și a fost spectaculos. Dar ce ți-am arătat? Acum e nemaipomenit. Deci, neștiind câte sunt rațe, am pus atât pe un segment. Pe urmă, la găini l-am mărit. Că zice că 11 în plus. Și atunci, din totalul de găi de păstări, a scăzut surplusul 11 și ne-a dat 32. Și 32 acum sunt egale. Da. 32. Și am vrut să văd cât e una. 30 în 2 se spune 20 și 10. 30 se poate scrie ca 20 plus 10. Și când împărțim în 2 pe 20 din 10, pe cealaltă vine încă 5, și 2 împărți la 2, iar face 1, și în total avem 16. Păi, și o treabă foarte, foarte bună. Hai să vedem dacă te-ai prins. Deci, facem una de asta. Hai că e foarte tare. Îmi place. Gata, deja am prins. Vedem asta. Dacă te-ai prins, dai lovitura. Știu. Dacă adăugați încă unul, adăugă încă unul, așa, 16. Bun. Să văd ce facem. Uite, zic așa e. Mario și cu
Mario și cu Davide au împreună. Deci Mario. Mario. Și Davide au împreună. Împreună. Mario și Davide au împreună 76 de lei. 76 de lei. 76 de lei? Da. 76 de lei. 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 Nu lei din grădina zoologică. Da, lei. Lei e banii, da? 76. Lei bani, se scrie. Așa. Lei bani. Au 76 de lei. Mario are cu are cu 6 lei mai mult. A, ce șor. 26. Deci Mario are cu 6 lei mai mult decât Davide. Decât Davide. A făcut chiar economii și... Dar am prins cu bani. Câți are? Câți lei are Davide? Câți lei are Mario? Mario are 66. Are... Iar Davide 10. Deci Mario are 66? Da. Și tu, și el, dacă are Mario 66. Hai să zicem, Mario. 66, da? Da. Și Davide? 10. 10. Păi, dar atunci, diferența de ei, între ei, din mai de 6 lei? Deci diferența între Davide și Mario e numai de 6 lei. Da. Se duce asta dincolo. Dacă nu mai veni, mai vin astăzi. Mai trebuie să cu 6 în plece. Păi, vezi, dacă ar fi cu 6, hai să duceți de dincolo. Da. Deci, dacă ar fi... Așa. Deci dacă ar fi cu... Ce v-am spus? 36. Dacă ar fi cu 6, numai cu 6, dar nu numai cu 6, acum între 66 și 10, cât ce mai are pe aici? De 54. De 56. Da? Și nu e adevărat, e bine. Că este numai cu atâția. Deci nu-i bine că e o diferență mai așa mică, ci are o diferență mare. Care e concluzia? Că nu-i bine cât ai zis tu, Mario, tu ții cu tine, te înțeleg cât ții cu tine. Că Mario vrea să fie cât ai, 66. Dar e corect, pentru că 6 mai mult. De altă mișcare din seara. Altă valoare. Hai să stai tu la aici, care și stătea... Și aici, mai bine. Nu-i nimic. Stăm în picioare. Da, da, stai că și... Ai văzut, stai? Foarte bine. Zi, încă o dată. Deci, 66 și 10... 66 și 10... Nu-i treabă bună! 76. Deci cât vrea Mario? Dă Mario, tu... Ce sumă vrei? 65. Vrei 65. Dar 65... Și Davide cât să aibă? Davide să aibă... Că în total trebuie să vă duceți. Împreună trebuie să aibă 76. E complicat. E complicat.
Deci eu pe ună mai da, și... 11 și 14. 11 și 14? Și 64. 64 Mario. Mm-hmm. 64. Nu? Și David de câți ai? 11. 11. Și adunat fac 76. Fac... fac... Cât fac? 65. Fac 65. 65. Nu, 75. 64 și 11 fac 75. Da. E cu 1. Sau de ruleu. Și tu, nu. Sau de ruleu. Deci propunem. Hai să facem din secundă. Asta am făcut aici. Deci să presupunem că Mario... Mario are mai mult sau David? De cine are mai mult? Mario și... Mario are mai mult. David e atât are. Habar n-am. El e mai mic, are mai puțin bani. Poate are și mult. Deci David are atât, acea bani. Mario are mai mulți, are cât David. Dar mai are și ceva în plus. Cu cât în plus? Cu 6. Cu 6. Asta are Mario. Mario are. Cât David e și ceva în plus. Și ei împreună cât am? Ei împreună cât am? Ei împreună au 65. Uite. 36. Așa. Împreună 76. Așa. Deci împreună au 76. Ce facem? Scădem surplusul din total. 70. Deci din 76 scădem din 6 fac 70. Și acum ei sunt buni frățiori, David și Mario și au egal. Că am scăzut surplusul. Și că de-aia dă 70. Și au 70 și îl dăm în două. Că-s prieteni acum. Ei sunt... Aaa, 60 și 10! Fac două, dar trebuie să fie cu cât? Părți egale. Am 40 și 30. 40 și 30, tot nu-i bine. Păi 70 se împart. Păi da. Dar 70 din cine-i format? 70 egal cu 60. Plus 10. Păi am spus prima 70 plus 10. Păi da, da. Ca să poți da două. Că tu pe 70 să nu poți da două. Că e impar, da? Dar pe 60 poți da două? Da. Cât faci? Bună. 30 și 30. Corect. Dar pe 10 poți da două? Da, 55. 55. Și acum cât au ei fiecare bățe egale? 70. Păi 70 împreună, dar fiecare. David are 35 și Mario are 35. Deci cât face 35, 35? 35. 35. Păi da, mă! Deci 35 de lei și cu 35 de lei fac 70 de lei. Așa am împărțit în două. Da. Da? Tu spuneai că nu s-ar împărți în două. E 70, nu mă le impară. Dar n-ai prins poanta asta că poți să le iau un 10, să-l rup în două. Și 60 înseamnă 30, înseamnă 2 și cu 5, 35. Deci, cu alte cuvinte, 70 împărțit, este simbolul la împărțit, știi? Da. Împărțit în 9, este egal cu cât 70 împărțit la 2 face 35. 70 împărțit la 2 egal cu 35. Așadar, am făcut și chestia asta. Da. Nu, nu. Tatăl nu cuște mania, dar Darul stai tu? Da. Da. Pentru Darul spune Ștefania este de aceeași clasă? Da, da, da. Și da, mergeți da, voi doi aici. Așa, așa. Mamă, e bun. E plin asta. Da. Este o zi frumoasă, o zi minunată. Așa. Și tu rămâi boier, nu? Boier, da. Boier, așa. Iată, dragilor, am făcut gheamele și la urmă, și la revedere! Nu uitați like și share, să vă
foarte multe chestii, mai multe decât vă închipuiți. O secundă, da. Ce metodă am făcut noi aici? Metoda figurativă. Și prin încercări. Da, a fost, nu? 32. Metoda. Da. Metoda încercărilor. Încercări. Da. Și prima fără metoda. Metoda. Fals. Metoda figurativă. Figurativă. Îmi face, îmi propui pe data viitoare, azi ne-am ocupat de altceva. Da. Îmi propui o problemă. Da. 13 zile în care ai 13 zile constructor renumit cu meștru cu 4 camere cu 4 camere și cu 7 camere. Foarte tare! Mi-a schimbat toată problema. Deci vreau să-mi compui o problemă cu 13 zile în care avem zile de 4 și de 7 camere. Nu, o să fie un 4 plus 3, 11. Dacă fac până acolo, 11, gata. Am rezolvat-o. Cum zici tu? Vă face o singură ghidă cu 11 camere și o rezolvată. Cu 4 cu 7? Da. Deci se gândește la 4 cu 7, fac 11. Da. Și atunci rezolvă problema. Da, eram fără trebuia să dați unul sau două. Păi, dar nu trebuia să dați două bile și gata, am terminat. Și ai terminat-o, nu, Mario? Domnul vă totodis cu 4 camere, vila să aibă 4 camere. Două bile și gata. 43, 11. Așa vrei tu. Da. Treaba ta. Treaba ta, oricum exact. Trebuie să mă organizez mâine probleme. Nu mâine, când ne întâlnim luni, dar acum nu. Luni, da, mă înțeles. Ei intră în vacanță. Am înțeles. La revedere! La revedere!